cam ce esențe se mai comunică? Ce am primit eu de la participanți, stejar, fac, cam acestea sunt esențele pe care dânșile au specificat în prezentarea firmei. Și ca modele sunt utilizate? În general, din ceea ce știu eu, ce am văzut eu în expozițiile anterioare când am mai participat, erau modele clasice. Deci nu neapărat modele sculptate, dar modele clasice. Aici? Nu știu exact cu ce vor veni acum, pentru că în asemenea amănunte chiar nu am... producător de mobilă masivă în Timiș, care se participe la expoziție, nu știu, cu siguranță există care produc mobilier masiv, dar care participă la expoziție din Timișoara, din Timiș, nu. Mai sunt firme care importă mobilă din această stele masiv, mobilă clasică. De exemplu, Casa Baran importă mobilă din Italia, atât modele clasice, cât și modele design-uri moderne. Cred că vor veni în expoziție cu design modern. Se mai caută, se mai cumpără? Cam la ce prețuri sunt mobilele astea clasice? Spre exemplu, că a fost vorba despre mobila clasică, dintre să fiu, prețurile, vedeți seama, diferă în funcție de model, în funcție de complexitatea... De euro? Depinde. Acum două ediții, de exemplu, în 2009 sau în 2008, a fost o firmă din București, româno-canadiană, care a expus o bibliotecă de 40.000 de euro. Deci, există... Și se cumpără? Deci au fost destul de mulți numiri. Da, de reacție Timișoare, motiv pentru care anul următor au și deschis magazin în Timișoara. Deci, mă gândesc că au avut un feedback pozitiv. Fără a intra în amănunte de denumiri de firmă, dar am avut și... sunt prezent și au și vândut foarte bine în perioada expoziției. Da, prezența, de exemplu, a lui Bobby Butor pe piața românească și a zonei, deși e o divulgare foarte aproape, este clar pentru că este o cerere. Eu am primit cel puțin 4 telefoane înainte de expoziție și parte din cunoscut, parte și colega mea la fel, să ne întrebe dacă mai vine această firmă, că e și motivul pentru care îi solicităm. Da. Pentru că au prețuri foarte bune și calitatea e bună. Deci se ne întrebe dacă vor fi prezenți, dacă va fi această firmă prezentă. Deci, nu. Nu dăm nume de alte firme, dar au fost și firme din Ungaria pe care colega mea nu, nici măcar nu le mai solicităm să vină. De ce? Pentru că am avut surprize, nu noi, dar noi, nu că ne simțim responsabili neapărat, dar trebuie să avem în vedere și acest aspect. Deci au făcut comenzi, oamenii au venit la expoziție și nu au mai primit marfa, au dat avans. Deci nu putem să producem firme care ne fac implicit, nu, tot omul. Dar ca peste tot există oameni și oameni, de asta...